Traficul rutier pe drumul național 76 în zona podului de la Șoimuș va fi restricționat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9-17, și se va circula pe un singur sens, ca urmare a lucrărilor de reparații ce se vor executa pe acest tronson. În această perioadă, traficul rutier în zona respectivă se va desfășura alternativ și va fi dirijat cu piloți de trafic. Oamenii legii recomandă tuturor conducătorilor auto care tranzitează zona să rămână în coloană și să respecte cu strictețe semnalele și indicațiile polițiștilor sau piloților de trafic care acționează la fața locului. De asemenea, le recomandă tuturor conducătorilor auto să mărească distanța în mers între autovehicule, iar în cazul în care vor încheia coloanele de mașini ce se vor forma, sunt sfătuiți să pună în funcțiune luminile de avarie pentru a-i atenționa pe șoferii care se apropie din spate să oprească din timp.